Pentru că am vrut să fac altceva la clasă, să încerc să pregătesc elevii pentru ceea ce vor ei să devină, aducându-le în clasă o parte din, cum să zic, o parte din industria IT. Poate mai mult dinamism, chiar și o relaxare pe care aici am descoperit-o la toți trainerii și pe care mi-ar plăcea să o aduc așa în clasă, să fie o atmosferă relaxată, ei să știe foarte bine sarcinile, ce au de făcut, dar modul în care le realizează să fie altfel, să fie o atmosferă relaxată. Să nu facă din obligație, să facă din plăcere ceea ce li se cere. În general, toate activitățile pe care le-am avut aici, pe care voi ni le-ați propus, au fost deosebite și ne-au ajutat. Mi-au plăcut, în primul rând, vizitele pe care le-am efectuat la firmele de IT. De acolo am învățat foarte multe și asta vreau să duc mai departe la clasă. Să încerc ca ei să lucreze mai mult în echipă sau doar în echipă. E foarte importantă relaționarea, să învețe, să rezolve proiectele în echipă. Da, una din întrebări era despre joburi și chiar astăzi Andrei ne-a spus că va apărea un dicționar al meseriilor în acest domeniu. E foarte așteptat și foarte binevenit. Absolut, aș mai veni încă o dată. Da, sigur că da, sigur. Și voi duce în școala mea, voi prezenta ceea ce s-a întâmplat aici colegilor mei, chiar dacă nu sunt de informatică, cursul e de ajutor pentru toți profesorii. Cum l-aș descrie, a fost un program viu, în care m-am descoperit, din care am învățat foarte multe, am cunoscut colegi din țară care la rândul lor vor să schimbe ceva în felul în care predau informatica. Vom ține legătura și încercăm să schimbăm ceva.